nu știe altceva decât atelier și somn. Atât. Îl vezi, mă, pe ăla de acolo? Da. Ăla-i cumnatul meu. Și aia nu-i sormă. Datoria ta e acum să-ți ajuți familia. Asta este... Trebuie să-l susții și pe Sani. Referi și tu lui Bebe, care atâția bani, chiar nu ai acces deloc la banii lui. E vorba tuturor până la urmă. Eu muncesc să întrețin pe fractul. De astăzi, tu vei lucra pentru mine. Chit că vrei, chit că nu. Dacă mai vine ăsta odată cu o fază de asta, băi, eu jur că fac o nefăcută, ești nebun. Ție ți este frică de el? Ai grijă că pornești ceva ce nu o să poți controla. Tu ai ajuns să-ți omori soția în drum cu golănii? Ei tot ce are pe el. Ne putem să-i băgăm pe aia, prietene? Și ce înseamnă șantaj? Înseamnă infracțiuni. Mizeriile alea ce facem? Când le ștergi în telefon? Vedem dacă mă scutești de vreo 10-20 de ani de muncă, ți le șterg. Să înțeleg că acum e un preț. Bă, uite, trec și eu pe la tine, că am nevoie să-mi decartez și mie ceva. Mi-a dat bani, mi-a zis cine ești, ce faci, cu ce te ocupi și asta e tot. Pentru început dau filmulețele alea mai departe, că ați de-ai uitat de ele. Și ai de gând să-i arăți lui sorta acum? Vreau că încep să mă cam calci pe nervi. Ce se întâmplă, mă, dacă te enervezi? Cerci atât de mult să ascunzi micul tău derapaj încât ești capabil să riști totul? Se spune că de multe ori mintea te minte, pentru că ea proiectează varianta subiectivă asupra lucrurilor și persoanelor din jur. Dar sufletul este vocea inimii și nu minte niciodată, pentru că este abordarea noastră obiectivă. De aceea se și spune că prima impresie lăsată de o persoană nu te înșală niciodată. În relaționarea noastră cu ceilalți, inima, partea emoțională, se ocupă cu dorințele noastre, iar mintea, care este rațională, găsește soluțiile de materializare a acestora. Deci, noi nu avem altceva de făcut decât să avem grijă de noi, să fim autentici. Iată doi tineri frumoși care se iubesc. Bebe Pătrașcu are 33 de ani și Dora 29. Sunt căsătoriți de 5 ani și au o viață frumoasă împreună. Sub aspect material nu le lipsește nimic, pentru că Bebe, ca mecanic auto, are un atelier de succes foarte căutat și bine văzut. Cum cei doi soți au convenit că banii ce le intră în casă sunt suficienți, Dora nu muncește, deși a absolvit facultatea de drept. În schimb, este o gospodină și o soție desăvârșită. Ea are o relație foarte bună și cu fratele ei mai mic, Ciprian, student la medicină și răsfățatul familiei. Doamna Georgeta încă îl consideră băiatul mamei, deși are 24 de ani. Dacă tot este în vizită la fica ei, poate reușim să o cunoaștem mai bine pe această doamnă destul de drăguță la o primă vedere. Fetelor, vreau să vă spun că friptura arată delicios. Mă simt răsfățată și e minunat dacă o răsfeci și pe... Păi să pregătim masa, nu? Da. Niște tacâmuri, unde? Hai că mă duc eu să... Mamă, nu, ai venit să te relaxezi, nici vorbă. Haide-mă, puiule, măi, mă duc. Mamă, soacră, ai venit în vizită, ești musafir. Bebe e un simplu mecanic. Fata mea are facultate. Putea să ajungă avocată, dacă nu se mărita de la 24 de ani. Întrebarea mea întrebătoare este, vezi că sunt cam supărată. Pe Dora o văd cam tristă. Pe Dora o... se pare, mamă, soacră? O văd un pic mai afectată, zâmbește cam forțat. E tristă. Nu, nu îți spun sigur. Cred că nu te ocupi de ea destul. Cred că ai uitat că o căsnicie nu înseamnă o femeie legată pur și simplu de clanța ușii, de coada măturii. E legată, mamă, soacră. Din contră, ea are toată libertatea să facă ce-și dorește. Mai scoate-o. Înainte mai ieșați undeva, vă mai relaxați. Dar, mamă, soacră, aici am nevoie să fiu și eu. Înțeles că și eu muncesc foarte mult. Nici eu nu stau să mă plimb. Nici ea nu stă. Păi asta zic. Deci niciunul nu stă. Amândoi muncim să creăm o balanță, un echilibru între tot ceea ce avem și ce vrem să avem. Exact, echilibrul este cel mai important. Dar dacă tu îți vezi de treaba ta, ea își vede de treaba ei. Eu nu am crescut o fată, nu am ținut o facultate, n-am băgat atâția bani în viața ei, în educația ei, ca la o adică să nu stea decât pur și simplu cu mătura, cu mopul, cu cârpa de praf în mână. Eu înțeleg o căsnicie, da, e adevărat, acord, dar faceți bine să puneți, vorbe de echilibru. Un pic de echilibru. Știam de la bun început că soacră mea nu mă suportă. Și am tot încercat să o evit. Doar că ea nu prea ezită niciodată.
când are ocazia să mă înțeleg. Mă, iubire, ești tu supărată? Ești tristă? Nu, iubire, cum să fiu tristă? Sunt cea mai fericită. Tristă, doamne. De atâta fericire, dă pe din afară, așa. Ești tristă și... Eu sunt de părere că se întâmplă ceva, pentru că... Tu nu mai ești cum ai fost. Mamă, ești obosită în continuu, ești îngândurată, te forțezi să zâmbești. Nu, mamă, sunt foarte fericită. Ba chiar... Îi spunem? Ba chiar ce? Acum... Aoleu! Dacă te-a luat sigura pe dinainte, ce să nu-i spui? Știi că mai că te-a până nu află tot, nu te las în pace. Zi. Păi chiar nu am cum. Da, ce ziceam? Hai, cui pe tot acum. Am avea o căsnicie foarte fericită și am fi foarte împlinit dacă soacra mea nu și-ar mai băga într-una coada între noi. Ta-da! Eu și bebe am hotărât să facem un copil. Mamă! Mamă! Tocmai ți-am vorbit de un copil, că o să fii bunică. Ți se pare că am probleme cu auzul? Păi nu înțeleg reacția. Nu-mi convine să facă un copil. Își închide viața de tot și nu e momentul potrivit. Nu, e un pic cam de vreme. Cum de vreme, mamă? Vreme? Sunt 5 ani, doamne, iartă. Păi, aveți timp, în 5 ani abia v-ați făcut cât de cât casa. Dora, deja e, ți-am spus, un pic cam prea obosită, cam prea blazată. Mamă, tu ești foarte ocupat. Pe lângă faptul că va avea o casă de manager, iar va trebui să aibă și un copil legat de... Facem o ceată din asta. Eu zic, nu. Cred că este o decizie nu tocmai luată în conformitate cu realitatea. Deja simt că a început să-mi ticăie ceasul biologic. Când merg pe stradă și văd mame cu copii, doamne. Lasă mama soacră, o să o ajut dumneata, că până la urmă o să fii o bunică tânără. Exact. Și frumoasă mai ales. Cea mai frumoasă. Hai, lasă-te de periat, că nu ține cu periatul. Până una alta, eu zic să... Nu, gluma-i glumă. O, salut, domnul Bebe. Ia, Cipri! O să pupe mama de copilul lui mama. Vino să pupe mama, vino în copilul. Să rămână, mama. De pupe. Ce faci? Uite, copil cu minte. Ciprian este cumnatul meu. Însă, să mă ierte Dumnezeu, dar este un pierd de vară. Nu vrea să învețe, nu vrea să muncească, nu vrea să evolueze absolut deloc. Da, nu-mi place să muncesc și nici nu vă rostul să o fac. În ziua de azi nu faci bani cu facultatea sau cu munca. În ziua de azi faci bani cu șmecherie. Cât ai nevoie? Ia-s. Bă, vreau să vă cer împrumut, adică da, mă, știu, nu trebuie să o luați. Da, vezi tu că diferența între împrumut și a cere de pomană e o diferență foarte mare, știi? Că când cer împrumut trebuie să și ai de unde să-i dai înapoi. Dar tu de unde o să-i dai înapoi? Păi vii dau înapoi. Dacă v-am cerut împrumut, veneam și ceream direct ajutor. Când o să-i dai, nu? Păi când o să-i dau, vrei să-ți zic o dată fixă? Asta, nu, păi, nu cum să-mi dai o dată fixă. Spune mai bine că nu vrei să mă ajuți deloc și am înțeles. Bebe, noi în familie să știi că ne-am ajutat. Până acum ai fost ajutat? Pe mama și pe sora mea le am la degetul mic. Vorba aia, le fac la sentiment. Dar bebe îmi pune mereu bețe roate. Eu mi-am învățat copiii ca să se ajute. Ia, eu nu știu. Tu de ce faci întotdeauna? Mama. Haide, dacă nu sunt bine primit, nu vreau să... Animozități! Pă bune, gata, eu Cipri, mă duc. Spune-mi, te rog. Lasă. Nu pleca, te rog. Mă doare cap. Pune mie, te rog, de cât ai nevoie? Iubesc foarte mult pe mama și pe Cipri și îmi doresc ca bebe să fie mult mai înțelegător cu ei. Într-o familie trebuie să știi și când să lași garda jos, și când să ajuți, și când să treci peste, pentru că întotdeauna singura forță pe care o are un om e familia lui. Îl tratez ca pe un copil. El nu mai este un copil. Hai să vezi și tu de cum ani. Este când la o să ai tu copiii tăi. La 24 de ani, mamă soacră, aveam deja un business. Și nu o mai arde într-una că doctor. El n-a fost și nu o să fie doctor niciodată, pentru că nici măcar un examen nu a dat în atâția ani de zile. Ciprian este decât un generator de pagube financiare. Îi toacă banii maică-sii și acum vrea să facă același lucru și cu noi. Și una peste alta, să înțelegi un lucru. Nu mai vreau să mai aud niciun cuvânt despre copilul meu. Să ne înțelegem. Totul se oprește aici, acum, pe Ciprian. De aici încolo îl lași în pace. Poți să-l ajuți? Bine. Nu? La revedere. Am încheiat, da? Bebe nu este deloc pe placul doamnei Georgeta, care încearcă să-și impună punctul de vedere, deși nu i s-a cerut părerea. Pentru ea, cariera și statutul Dorei sunt mai importante decât fericirea ei în căsnicie. Este seară și Dora își așteaptă acasă soțul, pregătită să petreacă alături de el momente romantice. Surpriză! Ce face nevastă? Ia uite-o!
Te așteptam, iubire. Și ai întârziat destul de mult. Am întârziat că a fost de lucru la gara. Dar vă că nu fiți nu mai asta, că ai întârziat, eu te-am așteptat, nicio problemă. Dar nu am chef să beau. Nu sunt chiar un fraier. Îmi dau seama ce vrea nevastă mea să facem. Doar că, sincer, sunt obosit, am avut o zi lungă și chiar nu am energia necesară. Sunt foarte obosit și... Așez un pic. Dar nu mai beau foarte obosit. Dacă vrei neapărat, păi nu-ți face griji. Vrei să-ți fac un masaj, să-ți revii puțin? Poate te ajută. N-ar fi rău, doar că sunt foarte obosit și cred că o să merg să-mi fac un duș și tot. Dar îți dai seama din oboseala asta ta dacă ne iese o fetiță? Și mai bine, un băiețel care să te ajute la atelier și așa o să ajungi seara mult mai devreme acasă. Dacă eu sunt obosit și nu mai pot și am nevoie să merg să mă aranjez și eu să-mi fac un duș ceva. Da, dar cu ajutorul meu o să-ți treacă oboseala, o să vezi. Uite, să știi că m-am gândit și la nume. Dacă e fetiță, o să o cheme Daria, îți place? Și dacă e băiețel, Darius. Și m-am înscris și la un curs de parenting. E vreo 500 de euro, dar crede-mă, își merită toți banii. Știi unde ai vrea să te duci să te înscrii? Unde? Mi-ai promis că o să o faci. Da. La cursul de prim ajutor. Da, pentru că la cât mă nebunești, sigur o să mi se fac rău și o să am nevoie să mă răspunzi. Ai, de vire, de ce spui asta? Pentru că eu sunt foarte obosit și ți-e țăr de nume, de parenting și mai știu ce prostii de ale tale. Ce mă tot zăpăcești atât cu sexul copilului și cu nume și cu prenume și cu... Mai are puțin să mă întrebe și pe cine o să fie naș. Ei, și dacă o ține așa, o să încep să-i povestesc și eu de mașină din service. Deci lasă-mă, eu sunt foarte stresat în momentul ăsta, pentru că mă gândesc la ce probleme am avut astăzi la muncă. Mi-a venit unul, deci fii atentă, mi-a venit astăzi unul la garaj cu o mașină, bă, nu știu cum Dumnezeu a reușit să ia apă la motor. Deci pur și simplu, el la 2 și 3 sunt praf. Și eu acum trebuie să stau să mă gândesc că clientul a zis că nu le vrea noi, că noi sunt foarte scumpe și trebuie să caut acum la dumneavoastră. Dar acum ești lângă mine, lasă mașinile și lasă atelierul păi și... astea sunt problemele mele, iubito. Dacă vrei, eu te ascultăm și tu problemele mele, cum și eu le ascult pe ale tale. Dar hai să facem schimb de informații dacă vrei să fim la egalitate, fair play, zic eu. Nu e prima dată când faci asta, deja a început să fie o obișnuință. Uite, dacă vrei, eu pot să-ți explic ce înseamnă distribuție pe lanț. Dar nu vreau să știu ce înseamnă o distribuție pe lanț, eu vreau să învăț să schimb scutece, să... Și ce vrea pe mine? Să faci practică pe mine? Nu, dar vreau să fiu mamă! Tu vrei să ne iubim cu fața asta? Hai să fim serios. Merg frumos, da? Fac un duș, că uite, am și la piciorul ăsta stâng, am un cărcel. Mergi, iubirea mea, mergi. Eu te aștept aici. Da? Da. Să nu mă aștepți totuși, pentru că eu să durez. Vreau să stau și în cadă, să mă relaxez, să mă gândesc și la mașinile alea ce fac mâine, da? Pune-te și odihnește-te, iubită, da? O să mai facem noi copii, la Sfântul așteaptă. Oboseala după o zi de muncă și provocările de la serviciu pot fi de înțeles, însă felul în care Bebe își expediază soția și refuză să-i arate măcar un gest de tandrețe ridică semne de întrebare. Nici ideea de a deveni tată nu-i surâde, lucru care lasă de dorit. Dar ce poate face Dora acum mai mult decât să își înțeleagă soțul și de data aceasta? Tristețea Dorei de cu o seară înainte a trecut și, după ce și-a terminat treaba prin casă, în sfârșit are un moment de respiro, doar că nu în solitudine, pentru că... Te pup, iubito, ce faci? Uite, am terminat treaba și mă relaxam puțin. Tu ce faci? Ce să... sunt și obosită, sunt și îngândurată și fii atent. Hai ca să nu ne pierdem în alte discuții. Tu ai văzut că Ciprian în ultima vreme e un pic mai nervos, mai agitat, mai... Prietenii lui pleacă într-o mini-vacanță. Ar pleca și el cu prietenii, dar nu are posibilitatea financiară necesară. Îl ajut și eu, dar nu mai am ca altă dată. Nu mi știi că eu îl iubesc, vă iubesc din tot sufletul, dar totodată am și eu discuții și discuțiile astea sunt din ce în ce mai dese pe tema lui. Bebe. Păi, cu Bebe, normal că practic... Normal că ce? Da, mama, dar el aduce bani în casă și nu a fost niciodată cu gândul să nu vă ajutăm. Dora, sau tu ești conștientă ce vorbești? Datoria ta e acum să-ți ajuți familia. Asta este.
trebuie să-l susții și pe ăsta mic. Să-i fie frică de bărbatul să-și ajute fratele? Așa ceva n-am mai pomenit. Trebuie să-i bag mințile în cap fetii ăstea. Să înțeleg că e vreo problemă ceva? Ție ți este frică de el? Doamne ferește, dar nu e vorba mama. Doar tu vorbește. Nu, mama, nici nu se pune problema să de frică. Să nu cumva să aud că măcar o palmă a ridicat la tine. Vorbești prostie, să mama. Să nu cumva să suporți așa ceva. Vorbești prostie, e vorba e, doar nu, că nu voiam în ordine, să... parcă ești timorată. Care e? Care e toată chestia? Sunt, mama, doar că vreau să mă evit din discuțiile astea. Nu mă pot bucura de căsnicia mea, de casa mea. Așa? Că... din săptămână în săptămână eu am cu o discuție pe tema asta. Trebuie să ia atitudine în fața lui bebe. Așa ceva nu se mai poate. Trebuie să-i spui lui bebe că asta înseamnă să ai copii, să faci sacrificii. Da, mama, sacrificii, dar o să facă sacrificii pentru copilul lui și a făcut destule și pentru Cipri și știi foarte bine și încă o dată spun, nu e nimeni de rea credință să îl ajutăm pe Cipri. Știi că e sufletul și viața mea e... Încep să cred că nu. Dacă ar afla bebe, cu siguranță voi avea discuții. Dar ce să fac? Sunt prinsă între Ciocan și Nicovală. Cine ești tu față de el? Păi tu dacă ai avea în urma ceea ce tu ai învățat, studiilor tale pe care eu la momentul ăla le-am plătit, da? Tu ești avocat, Dora. Ai avea pe lună de 3-4 ori mai mult decât el. Poți alegerea lui să nu profesezi. Tu, practic, nu ești decât o menajeră continuă în casa asta. Tu ai avea bani pentru tot ceea ce este nevoie, fără să trebuiască să stai să-i ceri lui și să ai tu discuții. Și în fond și la urma, urmei să știu un lucru. Noi suntem familia de sânge care trebuie să se ajute. Facem tot unul pentru altul. Am înțeles, mama, și gata. O să văd cum mă descurc și de data asta și nu o să-l las eu pe fratele meu. Mă gândesc că dacă o să aibă un copil, mai ceva, nu o să o lase bebe să-și ajute fratele. Trebuie să fac ceva în situația asta. Ca mamă, doamna Georgeta nu-i ușurează deloc situația Dorei. Ea încearcă să o convingă că relațiile de sânge sunt mai importante decât propriul soț. O dovadă mai mare de egoism din partea acestei femei nici că există, mai ales că nu ratează nicio ocazie în care să nu-și vorbească de rău ginerele. Îi este tot mai greu Dorei să se împartă la nesfârșit între familia ei și bebe, dar deocamdată se pare că nu are de ales. Doar că... Băi, Dora, ce scuște, mă? Cum adică ce scuște? Și de ce sunt doar atâți? Că eu am lăsat mult mai mulți. Păi, am luat din ei și am uitat să spun. Am avut nevoie. Da? Păi și cam câte nevoie ai avut tu? Ai făcut un transplant la vreun vecin, ceva? De, ai avut așa nevoie de bani mulți? Nu știu, bebe, am avut nevoie. Ce faci, mă interoghez sau ce? Că nu înțeleg. Mă simt furat. Mereu încep să-mi dispară bani din casă, din portofel, din cont. Băi, nu că te interoghez. Eu te întreb pe tine pentru că știu foarte bine ce ai făcut cu banii. Păi și dacă știi, la ce mă mai întrebi? Băi, femeie, tu-ți bagi joc de mine? Eu muncesc să-mi întrețin pe fractul? De ani de zile tot întreții pe bani, pe bani, pe bani, pe bani, zile. Dar ce sunt eu, mă? Banca familiei? Știam că bebe o să se supere când o să vadă că lipsesc bani. Mereu avem discuții pe tema asta. Nu mai vorbi așa de el. Știi foarte bine că... eram foarte mic când a murit tata. Ce vrei să-l fac? E fratele meu, de ce nu vrei să înțelegi? Băi, femeie! Și dacă spun numărul... Asta nu are nicio relevanță! Toți ne-am pierdut probabil câte pe cineva drag în viața asta. Asta nu înseamnă că trebuie să fim niște incapabili. Și să stăm pe banii altora. Hai, te rog frumos, nu. Bă, asta e adevăr. Nu e niciun incapabil. Nu? El, dar nu. Ce este? Zi-mi și mie ce a produs practul la viața lui. Mă scoate din minți nevastă mea că începe să nu mă mai asculte deloc când vine vorba de maică-sa și mai ales de frax. Au început să aibă control asupra ei total. Cipri are visuri mari în viața asta, dar vrea să ajungă doctor. Dacă noi nu-l susținem, cine să-l susținem? Și eu am un vis. Te rog frumos, nu te mai lua de ei. Da, uite, am un vis să-mi trec pe Ion Țiriac. Dar măcar muncesc. Măcar să ajung la jumatea lui. Fractul ce face? Mă obosesc să mă cer mereu cu toată lumea și nu mai știu cum să mă împart. Te rog frumos, nu mai țipa la mine. Ce facem acum? Ne certăm din cauza lui Ciprian? De ce țipi așa? Măi, nu e vorba că eu chiar nu vreau să mă cert cu tine. Dar trebuie să mă înțelegi și pe mine că muncesc foarte mult și încerc să, nu știu, să ofer familiei noastre tot ce avem nevoie. Și las economii în casă tocmai ca să strângem. Și când vin și mă trezesc mai mult de jumătate din bani luați, de ce? Ca să-i dai lui fractul. Nici nu vreau să întreb pentru ce ai avut nevoie, sincer răspund. Știu că e fractul, știu că îl iubești, dar sincer... Înțelege-mă, e familia mea, nu am ce să fac, nu am cum să-i las așa. Eu ce sunt? Noi doi ce suntem?
Când o să avem și un copil al nostru, atunci tot la fel o să spui. Maică ta și fractul sunt familia ta și noi ce o să fim? Vecinii, prieteni, amici? Te rog frumos, nu îndrăzni să vorbești despre copil, da? De ce? Cum vrei să fac un copil când tu în fiecare seară dormi numai cu spatele la mine? Am ajuns să trag de tine, bebe! Deci eu asta fac! Eu trag de tine în fiecare seară, copilul ăsta, eu nu cred că tu ți-l dorești. N-am cum să-l fac. Chestia asta că nu-mi doresc un copil cu tine. Dar asta mi-arăți cu cine fac, cu Sfântul Duh, cu cine să-l fac. Dora a observat că eu nu prea sunt încântat de ideea unui copil. Dora, dacă a fost o perioadă mai aglomerată și știi tu foarte bine și te-am avertizat dinainte că dacă încep să mă extind cu serviciul auto, o să fie foarte mult de muncă. Da? Nu e atât de simplu să susții o afacere care totuși rulează niște bani frumoși în casă. Da? Nu am spus simplu. Vine destul de obosit acasă. Logic că nu mai mi-ar deși de făcut copii. O să facem și un copil și eu îmi doresc un copil. De la tine chiar nu văd nimic. Tu nu știi altceva decât atelier și son. Atât. Într-adevăr, am încercat să trag de timp cât am putut. Dar se pare că sunt încolțit și nu prea mai am încotro. Dacă nu mai pot, simt că cedez și eu fizic, psihic, presiuni de la muncă. Uite, mai vin acasă, mai există și tensiunile astea pe care le generez cu fractul și tot așa. Cât crezi că pot să fac și eu față? Mai mi-ar de după să mai fac și copii? Nu mai înțeleg nimic din ce se petrece. Parcă s-a schimbat și bebe, nu știu cum. Bebe, îmi pare rău dacă te fac să te simți în vreun fel anume, dar crede-mă și pe mine că am ajuns să trag de tine. Nu știu ce e cu tine, ai pe altcineva? Cum să înțeleg? Băi, nu, cum să gândești chestia asta? Pe cine să? Ce ai vrea să gândesc altceva? Măi, iubita mea, ok, îmi cer eu scuze că uite, am țipat și m-am exteriorizat și am făcut crize de nervi pe aici. Dar să-ți iasă din minte chestia asta cu ai pe cineva. Păi eu abia mai am nervi de acasă. Abia mă mai descurc cu, uite, cu nelămuriile astea dintre noi. Da, păi să mai am și eu a doua femeie. Păi ajung naibii la socola. Dar la asta m-am gândit, nu știu. Nu trebuie să gândești așa. Hai să fii mai înțelegătoare și nu le mai gândi atât de departe, da? Și eu îmi doresc un copil cu tine. Și o să-l facem, o să vezi. Da. Hai, fii mai. Eu nu pot să stau supărată pe bebe. Noi ne-am obișnuit să ne rezolvăm conflictele de fiecare dată. Ciprian și întreținerea lui este problema care iscă întotdeauna discuții între bebe și Dora, dar comunicând, conflictele dintre ei, oricât de aprige ar fi, conduc de fiecare dată la împăcare, pentru că atunci când iubești, niciun obstacol nu îți poate sta în cale și orice problemă are o rezolvare, nu-i așa? Într-una din zilele ce au urmat, ne-a tras atenția faptul că bebe a plecat de la atelierul auto ceva mai repede și a venit într-un local unde nu poate trece neobservată această tinerică frumușică. Dar oare cine să fie? Hei, bună! Ce ai ales locația asta așa deschisă publică? Mai aveam să mergem în Piața Constituției. Păi și ce vrei acum? Să ne întâlnim unde? Am cunoscut-o pe Miruna de curând. Dar pur și simplu mi-a zăpăcit mințile. Tu știi foarte bine situația mea, da? Dar de ce ești așa de rece, de distant? Vino mai aproape. Dar nu prea ți-a fost dor de mine, nu? Ce te face să crezi asta? Păi nu m-ai sunat, nu m-ai chemat de cât 3 săptămâni? Ți-am explicat de la bun început că nu pot să te sun foarte des și că am foarte multă treabă. Pe lângă munca și stresul de la garaj, mai am încă un motiv pentru care eu nu mai am niciun chef de nimic acasă. Relaxează-te și tu puțin. Nu mai fi atât de închistat și revoltat. Trebuie să înțelegi și tu faptul că, uite, situația asta noastră nu e chiar așa de deschisă și de open și de libertină pe cât îți dorești tu. Am înțeles. Astăzi unde mergem? E clar că te-ai înțeles. Nu știu unde vrei să mergem. Aș vrea să mergem tot la hotelul ăla la care am fost ultima dată. Nu gusturile. Nu vreau să mă afișez prea mult cu ea și nici să mă vadă cineva din vreo greșeală. Doar că în preajma ei nu prea mă pot controla. Bă, de acum o să muncești tu pentru mine, ai înțeles? Îl ai cu Nati tu, mă? Da. Și aia nu e sortă. Ia zi-mă, ce crezi că o să zică sora mea? Crezi că o să aibă răbdare cu tine? Sau sparge capul după primele 10 secunde? Ia zi. Ca să-ți demonstrez că eu și sorta suntem mândri de tine, să-ți mai dau niște bani. De astăzi, tu vei lucra pentru mine. Chit că vrei, chit că nu. Dacă mai vine asta odată cu o fază de asta, băi, eu jur că fac o nefăcută, ești nebun. Am fost atât de norocos zilele astea și mi-a mers atât de bine că, ce crezi, nu o să mai muncesc în viața mea.
Ne putem să-i băgăm pe aia, prietene? Și ce înseamnă șantaj? Înseamnă infracțiuni. Mizeriile alea ce facem? Când le ștergi în telefon? Vedem, dacă mă scutești de vreo 10-20 de ani de muncă, ți le șterg. Să înțeleg că acum e un preț. Bă, uite, trec și eu pe la tine, că am nevoie să-mi decartez și mie ceva. Deci ai de gând să ai răzut sorta acum? Vreți că încep să mă cam calci pe nervi. Ce se întâmplă, mă, dacă te enervezi? Ai grijă că pornești ceva ce nu o să poți controla. Bă, tu ai uitat cine sunt eu? Yes. Orice se întâmplă, nu vreau să iasă nimeni rănit de aici, da? Nu ne așteptam ca Bebe să se înscrie în seria bărbaților infideli care, deși pretind că își iubesc nevestele cu prima ocazie, îi surprinzi în brațele amantelor. Cei drept, cei doi amanți se expun pentru prima oară. Dar cum nu aduce anul, ci aduce ceasul, îl zărim prin zonă și pe Ciprian, însoțit de prietenul lui Bunadi. Ei, acum e acum. Oare ce poate aduce bun o asemenea coincidență nefericită? Ia uite, bă, ce mi-a scos Dumnezeu în cale. Prea sfântul meu cumnat cu o domnișorică. Ce băiat bun e el, ce sos de votat. Ce-i, mă? Fii atent. Nu mâna și filmează-i pe din spate. Stai așa să șterg camera. Că nu, vreau să se vadă. Mâna și filmează-i pe din spate. Ascultă-mă, băi, ești tovarăși cu mine sau nu? Băi, ești tovarăși cu mine sau nu? Te rog, nu filmează-i, că nu te vede nimeni. Bă, mâna și filmează-i, că mă enervezi. Bă, n-ai voie să filmăm oameni așa fără să le cerem acordul. Cum n-ai bate? Bă, ești la școală? Pune mâna și dacă filmezi. Mă vede că filmezi, nu mine, te vede, mă, nu te vede nimeni. Te-ai liniștit că dacă te vede că filmezi, nu se ia nimeni de tine, te ignoră, crede-mă. Pune mâna și filmează, că am știut o camera. Hai, dă drumul la filmare. Mai sus. O să vadă bine. Uite că abia acum vine momentul meu de glorie. Bebe o să plătească foarte scump pentru zilele negre pe care mi le-a făcut. Băi, cunoști, mă? Cine sunt? Da, mă, tu filmează-i acolo în continuare. Zi, mă, cine sunt, haide, că nu mai vreau să țin ăsta mult, că nu vreau să o vadă. Îl vezi, mă, pe ăla de acolo? Da. Ăla-i cumnată mea și aia nu-i sură, mă. Ai înțeles? Ăla-i cumnată tu, mă? Da. Și aia nu e sortă. Nu-i sură, mă. Nu e. Ah, păi așa bine, că mă, zi, până așa. Și filmează-i, frate, că e foarte bine. Dumnezeu nu doarme. Dă doar la băieții cu suflet bun. Asemenea mie, bineînțeles. Stai liniștit că n-are curaj să vină încoace. Ah, e bine. E bine. E de suficient. Și știi tu de treaba asta, mă? Știi ceva sau? Ce să știu, mă, s-a întâmplat când am venit încoace. N-aveam nicio bunoială cu să văd așa ceva. Deci nu m-ai adus intenționat aici și... Te-am adus pe tine, nu puteam să filmez eu singur dacă era ceva. Apar aveam, uite cum am aflat și eu. Ia uite ce stă... Nu pot să mă întorc, lasă-mă, nu mai mă întărât să mă întorc și nu vreau să vă bandă, nu mă întorc. Încă s-a uitat spre noi, nu facă. Păi s-a uitat, te-a văzut pe tine, nu te-a văzut pe mine, nu m-a văzut pe mine, s-a liniștit. Și ai de gând să-i răzut sorta acum? Nu. Nu, dar e foarte bună o filmare de asta, știi, îi găsesc eu un rol și o întrebuințare. Bănuiesc ce are de gând Ciprian să facă cu filmarea asta. Îl cunosc atâta timp și știu ce-i poate piele. Ciprian a reușit să-și filmeze cumnatul fără să fie recunoscut. Când munca nu-ți priește și consideri șmecheria o virtute, faci tot posibilul să fructifici în favoarea ta orice moment de slăbiciune sau orice greșeală a celor din jur, nu-i așa? La fel gândește și Ciprian al nostru, care nărăvit și fără să-l aibă la suflet pe Bebe, iată că își propune la un moment dat să-i facă o vizită la atelierul auto. Oare cu ce ocazie? Domnul Bebe, salut! Ce faci? Ia uite, bă, cine a venit, bă, pe aici, pe la noi. Băieți, faceți pauză, că a venit ăsta, vrea să muncească în locul vostru. Dă-mi voie să te cinstesc pentru început. Dar ce-i cu ăsta, măi, de la primul tău salariu? Ce, te-ai angajat? Ce-i cu berea asta? Ce-i cu tine? Băi, am fost atât de norocos zilele astea și mi-a mers atât de bine că, ce crezi, nu o să mai muncesc în viața mea. Ai câștigat la loto, ce, Doamne, iartă, m-ai pățit? Filmarea și pozele astea sunt biletul meu la loto. Cu ele pot să-l fac pe Bebe să decarteze bani oricând am nevoie. Bă, de acum o să muncești tu pentru mine, ai înțeles? Bă, ești glumeț, să știi, azi, îmi place de tine. Hai, zi repede ce-i cu tine, că văd că ești în toane bune. Și ce crezi, și eu sunt în toane bune și am chef să râd cu tine, hai. Bă, s-ar putea să nu fii în toane bune după ce urmează să afli. Aole. Eu zic așa, să fii foarte atent cu banii, că eu am cheltuieli mari, înțelegi? Băi, fii atent, dacă ai nevoie de bani, nu știu când mai poți tu să stoci de la Dora. Dar eu încerc să te asigur că mult nu o să mai fie.
O să am eu grijă de chestia asta, să nu-ți mai dea Dora nici măcar un leu. Bă, pe bune, las-o, dracu, bă, ai stors-o de bani, ești nebun? Mai muncește, mă, frate, și tu, uite, serviciul ăsta e mare. Muncă e din belșug. Am nevoie de oameni la muncă, mă, vină, bă, și muncește, mă. Da, bă, dar ce rost are să muncesc eu când o să muncești tu? Asta încerc să-ți explic. Tu băi, o să muncești, băi, o să faci banii, o să vii cu ei la mine. Leșin, vorba cu tine și de bun. Eu zic așa, ce nu știi nu te afectează. Sora mea trebuie să-și vadă liniștită de căsnicie în continuare. Uite, o să începem mai timid așa. Îmi dai 200-300 de euro, îi accept și în lei, deci nu-ți face griji. Și îmi dai o mașină câteva zile, că am nevoie. Băi, cred că glumești în momentul ăsta, nu? Bă, știi ceva? M-am cam săturat de aroganța și figurile tale. Uite, eu-ți trimit acum ceva. Ce-i trimis, mă, aici? Nu pot să cred. Pur și simplu sunt terminat. Ia zi-mă, ce crezi că o să zică sora mea? Ce, mă, mizeria asta? De unde e asta? Crezi că o să aibă răbdare cu tine? De unde e asta? Sau sparge capul după primele 10 secunde? Ia zi. Ce mai început să mă urmărești? Ce, Doamne, iartă-mă, faci? Bă, nu te-am urmărit. Dumnezeu a făcut în așa fel încât să mi te scoată în cale. Am fost la același restaurant ca tine, am văzut și te-am filmat. Cum să divorțeze sora mea de mașinăria asta de făcut bani? Un bebe e numai bun la casa omului. Să înțeleg că acum e un preț. Momentan e unul timid. Și anume? Hai să vedem cât de mult valorează pentru tine căsnicia ta cu sora mea. Anume, ți-am zis, am nevoie de 300-200 de euro acolo. Uite, accept și 200 în lei, frumos, și o mașină pentru câteva zile. Momentan nu am ce să fac. Trebuie doar să tac și să execut. Pentru că altfel, divorț scrie pe mine. Ai cheile aici. Hai să văd ce cheșeau la mine. Dar înainte să-ți dau ăștia, îți spun atât. Ce circ și panoramă facem noi doi, e treaba noastră. Dar dacă încep să o implici pe sorta în mizeria asta, ai grijă că pornești ceva ce nu o să poți controla. Și nu o să-ți fie bine. Ce faci, mă, momenti? Așa că mai bine, uite-ți prețul, că ăsta e prețul tău. Și fă bine și șterge mizeriile alea de pe telefon. Băi, tu ești nebun să le șterg? De astăzi, tu vei lucra pentru mine. Chit că vrei, chit că nu. Și mai bine ai pune osul la treabă, că eu am multe cheltuieli. Și mai trebuie să mănânci și tu. Normal, doar nu eram fraier să iară filmarea lui sora mea. Ce aveam eu de câștigat dacă făceam asta? Pentru Ciprian, banul nemuncit este foarte important. Atât de important încât nu ezită să-și șantajeze cumnatul în cel mai josnic mod. Pornind de la atitudinea arogantă și obrăznicia împinsă la extrem, Ciprian abia acum își dezvăluie adevăratul caracter. Iar Bebe, la rândul lui, vinovat fiind și el, se vede obligat să intre într-un joc murdar, crezând că astfel își salvează căsnicia. Au mai trecut niște zile și îi revedem pe Bebe împreună cu Dora, bucurându-se de o după-amiază tehnită, când deodată... Care mai sun, mă, frate, mă, la ora asta? Oh. Da? Alo, ce faci, Bebe? Pe acasă, cu Dora, tu ce faci? Am înțeles, deci nu prea poți să vorbești. Lasă că vorbesc eu, nu-i nevoie să vorbești. Bă, uite, trec și eu pe la tine, că afară căldura e mare și a crescut inflația, înțelegi? Și am nevoie să-mi decartezi și mie ceva. Fraierul ăsta de cumnată meu mă cam are la degetul mic. Și cumva trebuie să joc după regulile lui. Băi, da, suntem ok. Na, dacă vrei, treci pe aici, ce să zic? Hai, treci pe aici dacă tot ești în zona. Fii atent, vreau să faci în așa fel, încât să vadă că mi-ai dat tu banii de la tine. Nu vreau să-ți cer eu. Să nu mă scap la gură, că sunt sensibil. Ia uite ce-l mănâncă pielea, să arunce apropori subtile. Hai, mă, vezi, ai grijă ce le faci pe acolo. Rezolvă-ți treburile și te așteptăm. Hai. Pa, pa. Cine era? Era Cipri? Cipri era, da. Vreau să trec pe aici, căci că e prin zona azi. Și de cum vorbiți voi la telefon? Nici așa nu-i bine? Ba da, iubire, e bine, păi, doar și atunci, ce atâtea comentarii? De la ultima discuție avută cu Bebe, chiar s-a schimbat mult. Petrece timp cu mine și cu Cipri se înțelege mai bine. Uite-l. Ce fasărioară! Salut! Bă, tu chiar erai în zonă când ai zis că ești în zonă. Da, mă, eram foarte, foarte aproape. Zici că direct aici am văzut. Aaaa, vină-mi coace.
Păi dacă m-a pupat, ce faci? M-a salutat pe mine, gata, ce mai... Am salutat capul familiei până la urmă. Aia zic, se bravo, pune în ambele părți, nu? Bravo, bravo, păi, bravo. Întâi intri în casă, salut și cu bărbatul, nu? Mi-a plăcut. Ce faci? Ce fac eu? Ce faceți voi? La mine toate sunt la fel cum le știți. Mă gândesc că dacă îi cânt acum lui Bebică, el dansează cum vreau eu. Totul e bine? Da, Cipri, ce vorbă e asta? Cum adică? Suntem bine, normal. Mult de tot mi-aș dori să găsesc și eu pe cineva și să am o căsnicie la un moment dat, bă, exact ca a voastră. Deci crede-mă, sunteți un exemplu pentru mine. Când vine vorba de iubire, deci când vine vorba de conexiunea asta și sinceritatea, mă, mai ales. Deci când văd sinceritate, mă bucur mult, mult de tot. Îmi place la voi că sunteți ca o singură persoană, adică sunteți doi oameni diferiți, dar, bă, frate, când vă puneți la o masă, nu există, mă, niciun secret, niciun ascunziș, nimic. Frumos de tot. Trebuie să-l înțeleg măcar așa un pic. Să-i dau niște palpitații. Să găsiți și tu pe cineva al tău la un moment dat, da? Da, mă, dar eu vreau așa și știu că e greu. Ca voi e greu. Chiar vă laud. De unde mă duc să știi că mai am și eu tovarăși, mai am prieteni. Pe vagabonțeală, pe tot felul de prostii și le zic, bă, lasă-mă că într-un final, uite, luați exemplu de la cumnatul meu aici, vedeți ce înseamnă un bărbat care și-a găsit o femeie minunată, adică pe soră. Și le mai povestesc așa de voi, nu mult că nu vă bârfești, dar cum vă înțelegeți voi, cum aveți tot... toată sinceritatea asta unul cu altul. Hai, mă, să-ți aduc o bere, lasă-mă cu chestia, hai să nu știu ce. Zic, ți-e foame? Nu, pune mi-e foame. Pune să mănânci. Da, uite-te și tu, bă, ce aveți, vrei să... Lasă să stai, uite, mai vorbiți. Băi, stai puțin, băi, bebe, ce se întâmplă cu tine? Stai, mă, că mă duc să-ți aduc ceva să mănânci, mă, că n-ai bine. Băi, bebe, vrei să-mi umpli gura ce? Ce ia puțin? Nu pot să risc ca Dora să afle ceva, pentru că chiar nu m-ar ierta niciodată. Iar eu nu-mi doresc să o pierd pe Dora. Ce îmi spune? Cum ești? Ești bine? Ce să fac, sură mă, sunt? Ia vezi bine, aici, mă. Știi? Ia uite-l, mă, mi-a adus pătele. Ia și mănâncă. Bă, dar să vezi ce bun e. Dar nu prea-ți place să fii... E de la românesc, nu mă, ia prea-ți place să fii lingușit așa. Nu-mi place, te, ia și mănâncă. Te mănâncă, te ustură fie la când te lingușit pe cineva. Hai, mă, ia și mănâncă, vrei să-ți mestec eu. Ia și mănâncă, zice, bun e, nu fi. Băi, tu ar trebui să te bucuri când vine cineva așa cu un mesaj pozitiv la tine, păi în casă. Și nu, îți laudă căsnicia. Pe masă, te laudă, da? Băi, te laudă la soră mea, mă. Te laudă la soră mea și tu ce faci? Așa la un de timp. Ce crezi? Păi sunt sigur că știe. Păi vorba aia, voi nu vă ascundeți nimic, nu? Corect? Am dreptate? Voi nu vă ascundeți nimic, nu? Da, normal. Păi asta zic, normal că știe ce are la ușă. Câtă armonie în familie poate să aducă puțin șantaj? Toate lucrurile s-au așezat în favoarea mea. Băi, hai, gata, nu-ți mai faci atâta grijă. Noi suntem bine, uite, sorta e bine, eu sunt bine. Mulțumim lui Dumnezeu, avem tot ce ne trebuie. Zine despre tine, cum merge cu medicina? Merge bine, dar, din păcate, cărțile alea sunt scumpe. E scump să înveți medicină, de-aia nu face toată lumea. Lasă-mă așa cu scump, nu-ți face tu grijă. Uite, ca să-ți demonstrez că eu și sorta suntem mândri de tine și chiar te apreciem pentru eforturile pe care le faci ca să ajungi și tu ceva în viață, să-ți mai dă niște bani. Hai, mă, bebe, nu vreau. Atași-mă din gură. Plăcerea mea, ești nebun? Îți mai dau niște bani. Ai vorbit? Ia, sper să-ți ajungă ăștia, dacă e, mai îmi zici tu mie și rezolvăm, da? Să-ți iei acolo ce ai nevoie, cărți și... creioane colorate, vezi tu ce ți-ai de ei acolo, da? Zi mulțumesc până nu se răzgândește și hai, fugi, păi, învață! Da, bine, atunci o să plec și eu. Vă mulțumesc că m-ați hai. Primit pe la voi. Te pupăm, băi, și ai grijă de tine. Să lucrați la nepoțel acolo. Să-mi dai mesaj, te rog, când ajungi acasă, să știu că ai ajuns bine, da? Bine, să lucrați la nepoțel. Trebuie să-l suport pe profitorul ăsta, cel puțin până găsesc o soluție. M-a zis fără cuvinte, eu chiar nu știu ce să mai zic. De ce nu e bine? Nici așa nu e bine și așa deranjează? Da, iubire, e bine, normal că e bine, doar că schimbarea asta așa deodată, nu știu... Măi, eu ți-am spus că dacă el începe să facă ceva cu viața lui, eu îl susțin. Are toată susținerea mea și acum că s-a apucat de studiu, Doamne ferește, n-aș fi un apucat să nu-l susțin. Îți mulțumesc atât de mult. Da? Faptul că soțul meu nu se înțelegea niciodată cu Ciprian era cel mai mare necaz pentru mine. Dar acum că lucrurile se așează și ei se înțeleg, nu pot decât să mă declar cea mai mulțumită femeie din lume. Ciprian nu doar că a inițiat șantajul împotriva lui Bebe, dar îl și menține după bunul lui plac. Și tot ce consideră Dora ca fiind în sfârșit o atmosferă armonioasă în familie, se dovedește de fapt o șaradă de prost gust ce ascunde minciună și trufie.
Adevărul este că zilele nu au mai fost la fel pentru Bebe de când Ciprian a început să-l șantajeze. Conștient că toată căsnicia lui depinde de cumnatul lui profitor, Bebe se vede nevoit să găsească o soluție și doar Marius, cel mai bun și de încredere prieten al lui, îl poate ajuta. Dar oare cum? Hai, mă, salut, mă, Bebe! Te pup! Ce pe umbrele? Ce, dar uite, te așteptam. Ce ești așa, balii la față? E, ce, mă, muncă, stres, știi și tu cum e cu garajul? Cu mă, Bebe, mă, Bebe, de când ne cunoaștem noi? Pentru că acasă trebuie să fac frumos în fața Dorei și în fața prăpăditului de cumnată meu. În rest, sunt un pachet de nervi și văd că toată lumea observă chestia asta. De prieten de tău. Păi și te ascunzi de mine, zi, naiba, ce da, s-a întâmplat? Dar nu e, mă, vorbă. Zi, mă, ce s-a întâmplat? Nu mai mă lua pe mine cu vrăjeală din asta ieftină. Ce naiba, vorbești cu copilul pe stradă de 3 ani? Ce se întâmplă, mă? Am făcut o pocinoagă, naibii, na. Ce, grav? Ce? Bă, e destul de grav, dar ideea e că... Ce-ai făcut, mă? Am cunoscut o puștoaică, mă, de, nu știu, o perioadă. Ideea e, nu, stai, că nu e de, e de o. Și ai ajuns cu ea până unde trebuia să ajungi? Aia e problema, că am ajuns și mi-a și plăcut. Dar nu asta e problema principală. Ce e așa grav? Ideea e că eu am încercat să nu mă afișez cu ea în public, ai înțeles? Pentru că... Păi, normal. Așa. Ei, și s-a... Bă, odată am ieșit și eu cu o altă femeie undeva, ai înțeles? Și ne-a văzut cum n-a tăi. Știi că eu nu prea mă haleam cu... Băi, ne... Nici nu știu cum, doamne, trebuie să-i mai zic cu copilul ăsta. I-a spus ceva? Te-ai certat cu ea? Aia, că nu i-a zis. Asta măcar a gândit-o și el să nu se ducă să sară direct cu gura acolo. Problema e alta, că vine și mă șantajează pe mine, frate. Nu pot să cred că Bebe, care este un tip descurcăreț și inteligent, a ajuns în această situație. Mă simt ca ultimul fraier. Însă chiar nu mai am nicio scăpare și mă scoate din minți chestia asta. A filmat tot, ai înțeles? Și a venit omul într-un mare mișto și la mare Caterinca în fața mea, că să-mi arate mie ce nebun, ce... și mă stoarce de bani. Păi și nu mă telefonul. Îmi cere mașini. Păi nu e, bă, că n-are doar pe telefonul ăla. Fraierul și-a făcut și copii, că nu-i nebun, nu-i prost. I-aș dau eu două capace lui Ciprian să-l potolesc eu cu șantajul ăsta de 2 lei a lui. Dar că nu prea pot, sunt legat de mâini. Ideea e că nu știu cum să scap de el, frate. Ai înțeles? Nu văd nicio soluție și ideea e că mă cam întind aiurea cu el. Bani, mașini și alte chestii. Că altfel se duce la... Păi, bă, hai, mă, vorbim cu el. Îl plinem amândoi într-o seară. Vorbim cu el. Bă, ce sumă vrei? Păi dăm suma de bani pe care o vrea. Sper să nu sară calul obraznicul, negociem cu el. Să ne dea telefonul să ștergem toate alea de acolo și treaba e rezolvată. Și siguranță am eu, mă, că șterge la tot din telefon și după nu vine iar cu filmările și ia că odată ce îi dai bani, îți dai seama că îi se îndulcește la fraier și vrea și mai mult. Ne putem să o băgăm pe aia, prietene, și ce înseamnă șantaj? Înseamnă infracțiune. Înseamnă dosar penal. Nu îl interesează pe el, mă, și nici nu pot să mă juc. Păi nu cred că se duce la pușcărie. Ideea e că dacă îl sperii, după se sperie fraierul și s-a dus direct cu video la sursa și n-ai făcut nicio treabă, de frică. Ai înțeles? Deci nu poți să-l sperii prea tare, că nici prea bazat nu e pe el să fie bărbat până la capăt. Știi ce zic? Și nici nu vrea sume mari. Asta cu datul o sumă unei sume mari, nu-i fraier, îți dai seama. Omul vrea sume mici și dese, știi? Asta nu înseamnă că trebuie să fie pus la zid. Dar trebuie să găsești o soluție să-l scot din situația asta. Băi, e o situație delicată. Dar nu e fără soluție, o găsim noi. Acea soluție. Nu, nu o lăsăm așa. Gândim la o soluție și vedem cum facem. De scos la capăt, o scoatem, că ești prietenul meu și trebuie să te ajut într-un fel. Și nu te mai afișa cu ele, mă, băiatul. Nu, ce te-am zis? Ia-ți, mă, cameră în cameră, acolo nu te știe nici vântul, nici pământul. Te afișezi tu cu ele să te vadă X, Y, Z. Putea să te vadă chiar nevastă-ta. În fine. Haide, ai grijă. Hai, am fugit cam prea. Bebe și-a pus toată speranța în prietenul lui, dar în zadar. Nicio soluție salvatoare nu a apărut la orizont. Oare ce ți se întâmplă? Nu este un semn că ar fi corect să-i spui soției tale adevărul? Zilele au trecut și Bebe nu a avut puterea să vorbească cu Dora despre cele întâmplate, dar nici de Ciprian nu a scăpat, ci din contră. Din rău, totul merge în mai rău, pentru că... Tu ce-ai făcut, mă? Mi-ai dat mașină bubuită ca să mă vezi în șanțuri cu ea? Ce-ai făcut? Mașină bubuită, a început să iasă fum din ea, mă, ești nebun. Pe unde ai trecut, mă, tu cu mașina asta? Că e plină de apă, tu nu o vezi? Zici că e sticlă de apă. Am traversat un amărât de pârâiaș, de râu mic. Pârâiaș? Păi da. Îmi dau seama ce pârâiaș e dacă e plină de apă.
Eu ce mă fac, mă, că eu mâine mașina asta trebuie să o dau la client, bă, băiatule. Asta e mașina pe care eu o dau la schimb clienților. Ce fac eu acum? Că ai distrus-o, ești nebun, eu n-am cum. Mașina asta pe lângă fac cum costă o grămadă de bani să o repar și timp. Că trebuie desfăcută toată, scos motorul. Dacă mai poate fi salvat, dacă nu cumpărat altul. Se pare că mai trebuie să lucreze la capitolul răbdare cu natul meu. Altfel, va avea mult de pierdut. Ce face atâta spectacol? O mică problemă, o rezolv, nu de-aia ești mecanic. Vezi că încep să mă cam calci pe nervi. Încep să mă enervez și nu așa, te văd și bine. Ce se întâmplă dacă te enervezi? Ce se întâmplă, mă, dacă te enervezi? Bă, tu ai uitat cine sunt eu? Cine ai uitat ce am eu? Băi, de ce ești așa obraz de mine? Nu veni aproape de mine. Mai bine ia-ți distanță. Hai, du-te înapoi acolo la tine. Du-te. Du-te de aici că mă enervezi, du-te mai în față. Și dacă te enervezi, ce faci? Nu mai veni așa aproape. Uite, pentru început dau filmulețele alea mai departe în caz de a uita de ele. Eu zic să ții un pic de distanță. Hai să vorbim de la distanță, te rog eu frumos. Dă-te mai în spate că te ajut eu dacă vrei. Problema cea mai mare este că mă și umilește cumva cu impertinența lui și cu nesimțirea lui. Gărei tupeu? Băi, mai bagăm niște bani pe cart și vorbește mai frumos că mă superi. Eu mă deranjez repede, tu știi ce obraz fin am. Imediat mă deranjez, deci dacă am auzit o vorbă care nu-mi place, după aia stau și mă gândesc la ea și mă supăr. În viața asta nu putem fi toți șmecheri. Omenirea mai are nevoie și de fraieri. Să mai marzi niște bani, să-mi dai și mie vreo 10 milioane îmi trebuie, 200 de euro. A, doar atât, stai că i-am aici pe dreapta, au rămas mici, ți-i dau ție. Tu unde să-ți dau, că n-am niciun bani cash. Băi, pe bune, încep să insisti mult. Băi, pe mine nu mă deranjează nici pe car, să știi. Așa că scoate mai repede forul de bani și de bani. Oricum, aia care mi-ai dat atunci, eu i-am băgat numai pe benzină. N-am făcut nimic cu ei. Așa că mai bagă 10 milioane, că cred că o să măresc prețul, că văd că ești tare în gură, nu-mi place cum vorbești. Ești cam tare în gură, așa, ești cam nervos, ești agitat. Păi eu ar trebui, bă, să fiu nervos, că mi-ai dat hodoarga asta să mor cu ea pe stradă. Hai, scoate banii mai repede. Unde n-ar fi dat, om? Să știi că sunt și un om grăbit. Observ. Nu-mi place să stau prea mult. Pe lumea elaltă nu te-ai grăbi? E, așa da. Bravo, foarte bine. Mizeriile alea ce facem? Când le ștergi în telefon? Îmi fac și un calcul, îți dai seama, bă, cât îmi dă pe zi, cât îmi dă pe săptămână și vedem dacă mă scutești de vreo 10-20 de ani de muncă, ți le șterg. Nu mai merge așa. Gata. Pur și simplu mi-a ajuns. Aproape că sunt dispus să merg eu să-i spun Dorei în față tot ce să-mi asum. Bă, mi-a făcut plăcere să fac afaceri cu tine. Hai și mie și așa. Las că n-am nevoie să dai mâna cu mine. Ciprian și-a dat seama că Bebe nu vrea să-și riște căsnicia pentru o aventură și profită din plin de acest lucru, umilindu-și cumnatul până la limita suportabilului. Iată cum s-a creat un cerc vicios din care Bebe nu poate scăpa decât plătindu-l pe Ciprian, care la rândul lui consideră că și-a asigurat o sursă de venit constantă. Faptul că Bebe a cedat din nou în fața lui Ciprian ne lasă de înțeles că refuză chiar și acum să-i spună Dorei adevărul, deci indirect dă curs agoniei prin care trece. Păi, în cazul acesta, ce alternativă mai ai, Bebe, dragă? Salut, băi, ce faci, mă, unde ești? Ce să fac, mă, uite-ți la casă, ce ai pățit? Ce n-am pățit, frate, lasă-mă că îmi tremură picioarele de nervi, de-mi vine să fac o nefăcută. Ei, pățit, mă, zi-mi ce s-a întâmplat. Relaxează-te un pic, adună-te, zi. Știi că i-am dat mașina lui... Ei, de mașina cum n-a dat, așa? A trecut un râuleț, m-a trecut el. Un stâlp n-ar fi luat. Un râuleț ăla, bă, ești nebun. Și-a făcut comprese pe pistoane, a rupt biele, a rupt pistoane, a rupt tot. Motorul ăla n-am ce să mai fac cu el. Mașina e pur și simplu distrusă. Pune mâna să o repare, să-ți dea bani să o repari. Ce, mă, ești nebun? Omul a venit să ceară, bă, mâncați-și gura ta. Eu așa nu pot trăi. Chiar nu sunt genul de persoană care să suporte să fie șantajat și luat în bătaie de joc în niciun fel. Hai că o rezolvăm noi cumva, mai ești puțină răbdare. Ce să rezolv, bă, că nu mai pot, nu mai am răbdare, ești nebun. Bă, nu, că eu nu mai am ce să fac, eu pur și simplu mă duc. Ai înțeles? Și spun fratele, nevastă mea în față, tot ce aia e, îmi asum, bă, dă-o măsa de treabă. Acum, nasul, ce facem, ne necăm ca, știi, la mal? Băi, eu nu mai suport. Dacă mai vine ăsta odată cu o fază de asta, băi, eu jur că fac o nefăcută, ești nebun. Și mie că îi dau una de lântim pe acolo. Suntem băieți deștepți, ce face și noi cu cap, nu facem așa. Ce să facem, mă, frate? Mai ai puțină răbdare, că o rezolvăm. Ți-am spus că stau alături de tine și o rezolvăm. Da, mă, nu știu, pur și simplu, băi, am ajuns la disperare, frate. N-a poftit hal de preț pentru 2-3 zile de plăcere. Ferească Dumnezeu. Fii atent cum face. Am eu un băiat. Așa. Care un cu asta se ocupă cu furtișacuri din astea. Cu găinării, să le zicem. Ce vin cu asta de seară, nu vin cu el de seară. Să-i fure telefonul, să ți-l aducă ție. Și ștești din telefon absolut tot ce are, cu ce te are la mână. Toate pozele alea, toate filmulețele alea și așa mai departe. Eu asta o văd ca o soluție.
ca să scap de șantajul ăsta. Băi, rău nu sună ce zici, că uite, stau și mă gândesc acum, rău n-ar fi. Trebuie urmărit fraierul, ai înțeles? Și dacă băiatul ăsta e bun pe degete, a fost pianist bun la viața lui, merge-și nebun. La asta chiar nu mă gândeam. Noroc cu mare sică. Altfel, riscam să-mi distrug naibii căsnicia. Vezi, mă, de-aia te iubesc eu pe tine. Da, mă, nu, zilul ăla, ia-l diseară și vină... Dacă n-ai un Marius în viața ta, dacă n-ai un Marius în viața ta, să-ți cumperi și dacă l-ai, să-l respecti. Atât am zis, să-l iei pe ăsta de care ai zis tu pe găinarul ăsta și vii cu el diseară să stăm de vorbă cu el, da? Să vedem, da, cum mă, îl facem. Da, mă, ne vedem diseară cu el, dacă stai liniștit, hai, dă-o nevoie de mașină, că o rezolvăm și cu mașina și cu pozele alea. Hai, că vedem, lasă ca aia să repară două naibii, să scap de ăsta odată. Hai, te pup, te pup, pa, pa. Următoarele ore au trecut greu pentru Bebe, care, însoțit de Marius, iată că apare la întâlnirea cu misteriosul Johnny. Salut la băieți! Salut, salut! Salut! Ce faceți? Ele Bebe, prietenul meu. Salut, îmi pare bine. Da. Ce faci? Bine, nu așa bine ca tine, tu ce faci? Uite, bine, am zis să vin să ne vedem, să aranjăm cu treaba. Băi, avem și noi o situație. Ia zi. E destul de delicată, dar știu că tu ești băiat deștept și descurcăreț și o rezolvăm. Mine rezolvă orice. Tot ce-i pe cartier pe aici, nu se pune problemă. Așa, bă, prietenul meu. Da. Am mers și el cu puștaică, din păcate nu s-a gândit să meargă într-o cameră și a mers pe stradă cu ea să își arate dragostea față de ea, să zic așa. Nu e nimic serios între ei. Așa. Ideea e în felul următor, cu natăsu al lui, l-a filmat. Așa. Și are niște probe împotriva lui. Și de ceva timp tot îl șantajează. Dăm bani, dăm mașină, dăm nu știu ce, ia și așa mai departe. Și acum eu vreau să vorbesc cu tine, să faci cumva, o să ți le arătăm cum arată băiatul ăsta, e mare bătătul ăsta, e șmecher, cineva? Nu e, frate, e un copil. Mă, tu de când întreb, tu la kilogram? Așa. De când iei tu la kilogram? Nu iau la kilogram, dar întreb și eu să știu cine e. Degețelele și... Nu copil, ideea e că... Dar ceva de prăduit, da? Johnny e un host de meserie, așa că n-ar trebui să-l încurce cu nimic. E un caz simplu pentru el. Haideți să stabilim un lucru. Yes. Orice se întâmplă, nu vreau să iasă nimeni rănit de aici, da? Nu mă lasă că știu eu ce am de făcut. Dacă zici că trebuie să iau, ce trebuie să iau? Și în momentul în care nu e doar telefonul, ca asta vreau să spun. Bate la ochi că te-ai dus pentru el. Iei tot ce are pe el. Îl lași, eventual iei și geaca de pe el. Să se vadă că a fost jefuit. Nu stric pentru telefon că se prinde, că nu-i fraier. Știu eu ce am de făcut. Îl iau, îl ameninț un pic, trag un pic de el, îl tăbălesc un pic pe jos dacă e nevoie, nu-l bat, nu-i dau să facă semne și așa să pară direct tâlhărie. Îl iau mai ușor așa. Îl tăbălești, îl sperii, ai înțeles? Da, am înțeles. Se pare că tu ai vrut să iei ceva de la el. Eu, dacă mi-au cașcavalul, o fur și pe mama. Nu mă interesează, ba, nu să iasă. Dar nu telefonul strică, după aceea se prinde și bulbănuie pe el, da? Vezi că tu răspunzi. Dar eu nu-l cunosc pe băiatul ăsta, tu spui obrazul în tot, da, tot ce facem aici. Da? Deci așa ești prima parte, prima tranșă și restul după ce termin. Dar vedeți, aveți grijă și voi, nu mai vorbiți, taceți din gură, că știți, da, că asta e velea mare ce fac eu. Să nu mai audă lumea pe aici, ai auzit și tu. Că în tine am bază, să nu mai audă lumea că am făcut eu, că mă duc la pușcărie pentru 2-3 ești. Și vorbim, rămâne aici. Și moare aici. Terminăm asta, păi, și nu ne mai vedem, nu ne cunoaștem, nu ne aia, nu nimic. Ea rezolvă treaba și primești și partea ilaltă, da? Fii atent încă un lucru foarte important. După ce ți-ai terminat treaba, nu te-a pus să vii pe capul nostru instant. Nu mai mă interesează. Stai 3-4 ore acolo unde stai și tu liniștit, să te asiguri că nu ești urmărit și după vii la noi. Lasă-mă că nu-ți face probleme, că mă întâlnesc eu cu el. Știu eu, ne vedem a doua zi, seara. Sunt foarte mulțumit că am pus la cale planul ăsta. În primul rând, o să-mi rezolv problema cu șantajul. Și în al doilea rând, merită o lecție și gol anul ăsta cu nebunia lui. Pune-mi unde-l găsesc pe băiatul ăsta, pe cumnatul ăsta și dă-mi... Să aibă programare la dentist aici, la noi. Da. Ai înțeles? Asta la e asta pe colț aici, la stomatolog, da? E sursa sigură că pe banii mei se duce milogul și automat eu știu. Tu te duci acolo, îl urmărești. I-ai dat poză, i-l-ai arătat, îl știe? Da, mă, da. Așa. După ce l-ai văzut că a ieșit, nu o faci în față la stomatologie. Că știu eu unde o fac. Acoperi și tu față, ai față de student și nu e bine. Bă, să nu-i dai la față, că dacă îi pune dinți, trebuie să-l plătești. Da, mă, stai liniștit, că nu e bune. Îi dau pe la coaste două, stai liniștit, că dacă ripostează, îi dau, să n-am ce să facă. O să fie treaba între noi. Nasoale. Îl sperii maxim atât. Băi, nu vreau. Marius, știu eu, mă, frate, nu ce am de făcut. Că nu e prima dată când am apelat la el, că am mai avut niște situații și le-am rezolvat. Hai, fugi. Pa. Hai, bebe. Aș da orice să fiu acolo să-i văd mutra aia speriată. Cei trei au discutat fiecare detaliu cu privire la jefuirea lui Ciprian, deci lui Johnny nu-i mai rămâne decât să pună în practică ce știe să facă mai bine, nu-i așa?
Of, bebe, bebe, ce ai ajuns să faci? Riști cam mult? Ești convins că planul de acasă se potrivește cu cel din târg? E o nouă zi și Dora l-a însoțit pe Ciprian la dentist. Ca de obicei, ea este alături de Mezin și îl ajută necondiționat cu tot ce îi stă în putință, sfaturi, înțelegere și sentimente sincere. Însă pentru Ciprian niciodată nu este suficient ce îi se oferă, așa că... Băi, dar nu înțelegi că eu n-am atâția bani, adică trebuie și măselele și albirea aia și tot, trebuie să înțelegi și tu, nu știu. Cipri, dar ce? Ți-am spus că nu e nicio problemă, dacă ți-am spus că îți dau eu, îți dau eu, cum adică? Da, trebuie să le faci. Uite care-i treaba, eu nu mai vreau să-ți mai cer nici în continuu și lui mama, ceri și tu lui bebe care atâția bani, chiar nu ai acces deloc la bani. Ți-am spus că mă descurc. E vorba cu tu până la urmă. Mă descurc, tu nu rămâi așa, mergi în continuare la dentist și cu asta basta. Dacă nu știu nici eu cum să o fac de bani pe sora mea, nu știe nimeni. Ai văzut că bebe se comportă altfel cu tine, e mai înțelegător, e mai chiar, nu o să fie nici cea mai mică problemă, o să vezi. Nu te lasă sora ta. Hai, bine, sora mea, eu oricum mă bazez pe tine, știi doar că dacă nu te aveam pe tine, era rău de mine. Vai de mine, ăsta e cu o gagică. Sper să plece asta cât mai repede, că mă încurcă rău. Ia zi, vrei să te duc eu acasă sau? Nu, 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 stai liniștită. Te descurci? Da, mă descurc, du-te. Sigur, treabă, da? Că... Da, vină. Hai. Te pup, pa. Și eu, papa. Așa se face treaba. Faci ochișori de cățeluș, ai muiat-o un pic și ai luat bani. Doar că, Cipriane, dragă, prea ești tu sigur că deții controlul. S-ar putea să ai parte de o surpriză neașteptată. Băi, băi, bă, ia, ce? Ia, cu cine ești? Bă, cine nu contează cine sunt? Stai jos, bă, stai jos, că te-ai dat la jos. Ăla, dă telefonul cu aia. Stai, că te-nțip, stai, că te-nțip. Ai cuțit, da? Dă ăla, dă telefonul, că te-nțip. Băi, nu-i dau nimic. Ia mâna după el! Ia mâna după el! Nenorocitule, cine ești? Noroc că am fost cu Ciprian astăzi la stomatolog. Dacă nu eram cu el, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Bă, cine e? Stați puțin, stați, că ce stai puțin, mă, ce stai puțin? Ia uite ce m-a fentat, am crezut că asta a plecat. Ce mă fac acum, că sigur dau de bele. Gata, gata, că vă spun eu acum, gata, închide, te rog frumos telefonul, că nu vreau să o dăm în gardă în alte alea. Vă spun imediat adevărul eu tot ce s-a întâmplat. A venit frate unul la mine, bebe. Un tovarăș de-al meu din cartier. Nu știu cine e, bebe, a venit un bebe. Bebe? Bebe al meu? N-are cum. Nu contează cine e. Și m-a pus ăla, m-a pus să-ți iau telefonul, că are nu știu ce la tine în telefon. Ce treabă să aibă bebe cu asta? Băi, băi, nu știu cine e bebe ăsta, nu mă interesează pe mine. Du-te, mă, pleacă. Băi, du-te unde vrei. Du-te unde vrei. Frate, nu vreau să o dăm în gardă, nu vreau să-mi faceți probleme, m-ați văzut cine sunt, gata. Poate ne mai vedem pe stradă, pe alea. Nu vreau să ajungem la poliție. Asta e, eu nu mă dau pe gheață. Trebuie să le zic adevărul. Auzi ce zic eu? Du-te unde vrei. Du-te unde vrei, lasă-l, sora mea, lasă-l în pace, cap. Frate, lasă-l puțin, ia. Bebe ăsta a venit cu un tovarăș de-al meu să-ți iau telefonul, care nu știu ce poze, video, filme cu tine, habar n-am, nu știu ce faceți, nu mă interesează, mi-a dat bani, mi-a zis cine ești, ce faci, cu ce te ocupi și asta e tot. A vrut să-mi șteargă filmulețele, ca să scape de dovezi. Ce poze, băi, ce filmare? Nu e, nu, asta e o glumă de-a lui bebe. Bă, a făcut o glumă, a făcut catering. Nu mă interesează ce a făcut frate, mi-a dat bani să fac asta. Vreau să nu o dăm în gardă, m-ați văzut cine sunt? Oare despre ce vorbește? Du-te unde vrei, ești liber. Dar nu vreau, uite, eu vă las. Nu mă interesează. Nu se duce nimeni la poliție, du-te. Cine? Nu știu cum să fac, trebuie să scap cât mai repede de el, să-l gonesc de aici, că sora mea mă întreabă care e adevărul. Bun, vă rog să mă credeți că eu n-am nicio legătură cu tot ce se întâmplă, frate. A venit, mi-a dat bani, a venit cu o cunoștință. Am zis că e treaba sigură. Nu e treaba mea, nu știu, nu mă privește. Nici nu știu despre ce poze e vorba. Ce are el în telefon, probabil. Ceva e putred la mijloc, simt asta. Ciprian știe mai mult de atât. Ce treabă are bebe cu toată asta? N-am, băi, sora mea, nimic, lasă-mă, bă, pleacă. Băi, plec, dar nu vreau să am probleme cu garda. Nu am probleme cu tine, n-avem treabă. Nu pleacă nimeni de aici până nu aflu adevărul. Era de așteptat ca un personaj de factura lui Johnny să fie laș și fricos, dar tocmai aceste non-calități au ajutat-o pe Dora să realizeze că fratele ei ascunde ceva. Ce nu știe ea însă este că adevărul îi va dezvălui un război în toată regula, purtat mișelește pe la spatele ei de către persoanele care credea că nu o vor dezamăgi niciodată. Tu ai ajuns să-ți omor soția în drum cu golănii? Îmi omor copiii? Ce? Cum adic? Ce s-a întâmplat? Te duci în seferul, mamă. Culmea este că persoana respectivă, luată la bani mărunți, a pronunțat numele dumneavoastră. Da, bebe, spune, de asta, eu cu tine vreau să vorbesc, doar tu poți să ne luminezi. Și eu că
Habar nu am. Vreun client nemulțumit de la serviciu? S-ar putea să fie vreun dușman, vreun om care a vrut să-mi facă rău, deci sincer. Chiar păi și de ce nu v-a făcut rău dumneavoastră? Adică ce treabă să aibă cu cumnatul dumneavoastră, cu soția dumneavoastră? Nu e vorba de asta, probabil că nu a vrut să... Tâlharul a spus clar că de poze, de filmări, de... Ce poze, ce filmări? Habar nu am, ce să fie, ori vorbiți voi aici. Bebe ăsta a venit cu un tovarăș de-al meu să-ți iau telefonul, care nu știu ce poze, video, filme, cu tine, habar n-am, nu știu ce faceți. Nu mă interesează, mi-a dat bani, mi-a zis cine ești, ce faci, cu ce te ocupi și asta e tot. Dacă ți se pronunță numele, înseamnă că tu ești în mijlocul acestui film. Deci se pare fratelui tău o glumă din partea cumnatului, adică așa mai glumiți voi între voi în familie? Nu, am mai avut noi șicanele noastre, dar n-au ajunge la nivelul ăsta, încât să, Doamne ferește, să plătesc pe cineva să... Adică ce, Ciprian, tu știi ceva despre niște poze, niște filmări, adică ceva compromisător, ceva care... Nu știu despre ce e vorba. Ui, nu știu nimic, adică... Care să fie atacat așa, în plină stradă? Nu, Ciprian, nici... asta a spus. Da, mă, eu de-aia am crezut că a fost o glumă și oricum, dacă aveam poze și chestii de genul ăsta, dă și el seama că nu le țineam numai în telefon. Le băgam și eu pe un stick, ceva, nu? Adică îmi fura ăla telefonul degeaba. Îți dai seama că habar nu am și de ce aș fi făcut chestia asta? Ce mi-ai făcut-o mie? Culmea, respectivul ar putea să ceară să fie pus față în față cu dumneavoastră. Dar cum are drag să vină să pună față în față cu mine dacă îl ține? Dacă a avut curajul apropiat de familia mea, atunci foarte bine să vină să pună cu mine. Să știi că eu îl înțeleg pe cumnatul tău, adică de ce minte în momentul de față. Da? Pentru că pentru el situația este una groasă. Încerci atât de mult să ascunzi micul tău derapaj încât ești capabil să riști totul. Ce derapaj? Despre ce vorbește? Nu știu, habar n-am, sincer, chiar nu știu. Bebe, dar tu știi că dacă soția ta află de la mine, da, aceste lucruri, tu pici mult mai prost, da? Adică una este să-i spui tu adevărul, alta este să o fac eu. Bebe, spune-mi despre ce e vorba, că nu mai pot, n-am cum să rezist la așa ceva. Spune-mi... Doamnă, soțului dumneavoastră este destul de greu să spună acest adevăr, adică până la urmă a încercat să ascundă acest adevăr cu mulți bani, cu niște favoruri și uite, a sfârșit prin a angaja pe cineva să îl tâlhărească nițel pe fratele dumneavoastră. Pentru ceea ce ascunde el în telefon. Ce ascunde? Tu ce mai ascunzi? Cipri, uite-te la mine, te rog frumos. Tu ce ascunzi? Uite, bă, ești bătut în cap. Uite ce-ai făcut, bă, frate. Poftim! Măi, voi aveți ceva de împărțit aici, cu siguranță, iar noi ne certăm singuri. Spune-mi, Cipri, spune-mi, te rog. Ce vrei să zic? Să zic că bărbat, tu nu mă lua pe mine, nu mă băga în seamă. Vorbește cu el. De ce tu nu ești băgat în problema asta? Vorbește unul dintre voi, spuneți! Sincer, nu prea îl privește pe fiul dumneavoastră atât de mult cât îl privește pe ginerele dumneavoastră, da? Bebe, spune-mi, vreau să aflu de la tine. Deci dacă e ceva, eu vreau să aflu de la tine. Situația nu e atât de simplă și nici nu... Ei, ba da, este simplă. Ați complicat-o dumneavoastră pe parcurs, da? Cu toată povestea cu cumnatul dumneavoastră și cu tot ceea ce a urmat. Dar în esență este o poveste simplă, nu? Vorbește! Bebe. O femeie mai tânără decât soția dumneavoastră... Nu mai fi atât de... închistat și revoltat. Trebuie să înțelegi și tu faptul că, uite, situația asta noastră nu e chiar așa de deschisă și de open și de libertină pe cât îți dorești tu. Am înțeles. Astăzi unde mergem? Nu știu, unde vrei să mergem? Aș vrea să mergem tot la hotelul ăla la care am fost ultima dată. Bebe, e adevărat? Bebe, de asta nu vii tu acasă seara de vreme? Bebe, de asta nu ai vrut tu copil și tot amâni și tot amâni? De asta stau degeaba lângă tine în pat și mă trimiți la somn? Ce mă rogi? Ia uite, pentru ce ți-am dat eu mândrețe? Mamă, te rog, lasă-mă, între mine și soțul meu. Una mai tânără? N-are relevanță că era mai tânără sau... Pur și simplu, nu are, dar și asta doare și doare destul de mult. Știu și mi-asum. Și vrei să faci copil? De ce? Ca să o ții sigur legată de clanța. Ea a fost motivul pentru care tu ai lipsit și pentru care ai amânat. Ba nu, da, are nicio legătură, pentru că nu ne-am văzut decât de două ori. Adică întâmplarea face că la un moment dat Ciprian îl surprinde pe soțul tău într-un local cu o domnișoară. Îi face niște poze, îl filmează. După care începe distracția, da? Ciprian a început să ceară sute de euro, sute de euro, mașină la scară, alte sute de euro, în schimbul tăcerii. E un copil. Mizeriile alea ce facem? Când le ștergi în telefon? Bă,
Alea nu sunt mizerii. Alea sunt o mină de aur. Așa. Și nu dispar de la mine. Nu o să dispară, cred că, niciodată. Dar depinde și de comportamentul tău. Dacă mă surprinzi cu ceva mai puternic într-o zi, s-ar putea să zic, bă, știi ceva? Uite, cumpăr o sticlă de whisky din banii care mi-i dai, bem o sticlă de whisky, mai cinstit cu ceva puternic, cu adevărat, să simt și eu, știi? Că fac și eu un calcul, îți dai seama, bă, cât îmi dă pe zi, cât îmi dă pe săptămână și vedem dacă mă scutești de vreo 10-20 de ani de muncă, ți le șterg. Cum s-a ascuns tu de mine chestia asta? Tu de ce tragi de fratele tău? Întreabă-ți bărbatul, că tot timpul ai crezut că Ciprian e piatra ta de moară. Uite! Da, e normal. Ce-a făcut viața? E normal ca el, fratele meu, să-mi ascundă asta? Nu, nu e normal ca soțul tău să-ți ascundă asta? Băi, sora mea, băi, stai puțin. Stai puțin, că mă mai luat tare. Eu nu mai știu cu cine să vorbesc. Spune-mi tu. Mă, nene, eu am vrut să-ți salvez căsnicia până la urmă. E adevărat că nu ți-am zis. Dar ce vroiai să zic? Că e bărbat și că a dat cu bățul în baltă și că, uite, sora mea, divorțează, renunțați la toți, la casă, la tot ce aveți. Da, ce aveam cum. Mă, termină, tu ești femeie de aia gândești așa, dar eu ca bărbat n-aveam cum să vin direct și să zic treaba asta. Plus că am băgat frica în el. Și când vii să te împrumut și azi și mâine și poi mine tot femeie. Nu, nu eram sora? Atunci și ești sora. Și acum sunt sora ta, să știi. Până la urmă, dacă greșea, el înțelege. Nu mai e copil de mult. Nu e copil. Bere este un soț, da? Este un soț. Tu ai partea ta de vină, cum și tu ai partea ta de vină, da? Pentru tine sunt soră, pentru tine sunt soție. Fratele tău, vroiai să vină să spună, uite, dovadă. Normal. Strică-m căsnicia, nu? Asta vroia. Eu dacă auzeam, dacă știam, dacă vedeam ceva de genul ăsta, nu veneam să-ți spun asta. Încercam să fac în așa fel, încât să-l aduc cu picioarele pe pământ. Păi și l-am adus, mă, cu șantaj. Păi și asta am făcut până la urmă, ți-am ținut bărbatul acasă. Păi tu crezi că el s-a mai văzut cu aia? Dar de ce ați ajuns în această situație? Adică mă uit la voi, sunteți tineri, sunteți frumoși, da? Sunteți realizați? Ce v-a lipsit? Ce nu v-a mai mulțumit în această căsnicie? Da? Sau când ai banii și treaba merge bine, neapărat trebuie să faci niște prostii, că de altfel nu guști din viață, nu? Asta e că nu am explicat de ce am făcut în penia asta și nu sunt mândru deloc de ea. Și s-a întâmplat la service? A venit ca și clientă la service? Sau cum? Asta s-a întâmplat pentru că eram la service într-o zi cu clienții acolo și la un moment dat m-am trezit și cu domnișoara respectivă. Că se tot băga în seamă cu mine, părea foarte disponibilă și foarte dispusă să... De neratat, cu alte cuvinte. O pradă ușoară. Dar cum să-mi spui asta? Adică orice clientă ți intră ție în service și pare disponibilă. Gata? Nu. Bebe, ești căsătorit, bebe. Băi, pe bune, reacționezi așa acum de parcă te-ar deranja că-ți spun adevărul. Dar cum aș putea să reacționez? Cum aș putea eu să reacționez? Păi eu spun adevărul în momentul ăsta. Îmi spui adevărul și nu... Adevărul e că vă spun adevărul. Nu pot să concep adevărul ăsta. Mă căutați pe mine să mă găsiți vinovat. Nu te-ai băgat acolo. M-am văzut de câte două ori cu ea. Dacă te iubea, ținea la casă, la căsnicie, nu făcea asta. Exact. Nu să te lași influențată de maică ta, care știe foarte bine că niciodată nu m-a avut la suflet și întotdeauna a fost împotriva mea. Ai impresia că acest om îți va fi fie fidel? Cum adică să mă bag în căsnicia surorii tale. Nimeni nu o să mai intervină între noi și nu o să mai las pe nimeni să se bage între noi. Dumneavoastră o sunt nicio formă. Dușmanul meu numărul 1. Deci care va să zică să înțeleg că voi doi v-ați împăcat. Tu n-ai învățat nimic din ceea ce s-a întâmplat acum. Tu faci calcul la bani? Da. Ți-am zis ce-ți dau ție. Păi nu, faci nici mijloc. Era omul de care aveam nevoie și sora ta și tu și eu. Bă, tot de asta te ții, mă. Cum ai reacționa dacă ți-aș spune că fratele tău o cunoaște pe Mirul? Și să te creadă cine? Dacă erai asumat, veneai și îmi spuneai tu și auzeam de la tine. Nu trebuia să se ajungă aici, să îl pui pe unul să-l tâlhărească pe Ciprian. Mi-a fost teamă să nu te pierd. Auzi, mă, ce făceai, mă, dacă îmi făcea la un buzunar în burtă? Sau putea să-mi facă mie. Deci eu am fost acolo, m-a atacat inclusiv pe mine. Nu ar fi făcut rău nimănui. Adică, ca să înțelegeți, puțin, da? Adică, soțul dumneavoastră nici măcar nu-l cunoaște pe respectivul. Înțeleg că printr-un prieten, da, a apelat la acest băiat finuț nu care s-a jucat un pic cu voi. Nu rău niciunul dintre ei, pentru că nu asta a fost pus să facă. Dar ce trebuie să facă?
pur și simplu. Dar îl cunoșteați pe respectivul om? Știați dacă are cazier? Știați dacă cumva a fost și implicat în alte fapte mai grave? Adică nu, până la urmă, până la urmă, pe soțul dumneavoastră l-a interesat un singur lucru, să dispară dovezile. Nu să vină să vă spună adevărul, să dispară dovezile. Asta l-a interesat. Și ce ai zis? Gata, dispar dovezile, Dora nu află, sunt bine. Sincer, pe mine m-a interesat să termine individul ăsta cu șantajul și cu bătaie de joc la adresa mea. Individul ăsta este copilul meu pe care puteai pur și simplu și pe el și pe nevastă ta să-i omori în drum. Pentru că nu cunoșteai caracterul celui care i-a atacat în stradă. Deci oricine intră în serviciul ăla, clientă, nu orice au fost clientă. Și alte femei. Nu orice. Bebe, eu pot să te cred pe tine că nu au mai fost în trecut? Hai că aici te-a prins Cipria, da? Nu, pot să mă crezi, dar pot să mă asculți. Nu mai pot nici să te ascult. Și să te creadă cine? Dumneavoastră sunt nicio formă, dușmanul meu numărul 1. A, deci sunt dușmanul tău, Ciprian, copilul meu. A, este nu, dușman eu, pentru că te-a prins, iar Dora, fiindcă nu te crede, toți suntem dușmanii tăi. Singurii prieteni sunt cei care m-au atacat copiii. Eu am o întrebare pentru fiul dumneavoastră, adică tu nu-l placi pe cumnatul tău doar pentru că nu-l place maică-ta? Nu neapărat, doar că el a fost mereu împotrivă să mă ajute sora mea. El mereu a căutat orice pretext ca eu să nu mai primez nimic din ceea ce aveam și dintotdeauna primeam. Eu doar am încercat adică să te impulsionez. Bani, nu? Adică bani, niște da, bani pe care până la urmă fratele tău îi toacă cum are el chef, nu? Că cine sunt eu? El trebuie să învețe totuși, domnul Ernest, haideți, că totuși e greu ca să intri la nu, medicină. Știți de ce îl întreb pe fiul dumneavoastră treaba asta? Pentru că stau și mă întreb de ce ai vrea să faci practic un rău gratuit? Adică... Eu doar am profitat de răul existent, nu am făcut eu rău. Cum ai reacționa dacă ți-aș spune că fratele tău o cunoaște pe Mirona? Cum? Vrei să notezi la cap? Cum să fac eu așa ceva? Mirona, dar ce mi-ai vrut sfântă? Care-i treaba? Să te cunosc mai bine. Frate, tu nu gândești ceea ce zici? Cum adică să mă bag în căsnicia surorii tale? Dar nu te bagi, mă, nicio căsnicie, că sora mea nu se știe nimic. Cum să nu? Doamne, ferească! Și pentru ce vrei tu, de fapt, să mă dau la cumnat, tu? Care, apropo, câți ani are? Măi, are 30 ceva de ani, stai liniștită că nu-i vreun bosorob. Dar fii atentă care-i treaba. Așa. Tu n-ai înțeles un lucru. Tu nu strigi nicio căsnicie, tu nu-ți faci nicio problemă, nimeni nu o să știe nimic. Eu am nevoie de un pic de material cu el când sunteți voi împreună și gata, și am terminat tot. Am terminat și toată mie discuția. Ce-mi iese la afacerea asta? Păi nu te plătesc, nu înseamnă că te plătesc mai devreme. Păi mă plătești cu cât? Păi îți dau acolo niște bani, ce vrei să negociem sumă fixă? Adică tu vrei să-mi dai niște firmituri și tu după aia să-ți iei grosul. Băi, de ce interpretezi așa? Eu îți dau pe ce îți faci treaba, ți-ai luat banul. Nu, Ciprică, nu, tată, treaba nu stă așa. Deci fii atent, dacă tu, deci ca să înțeleg, tu iei filmările astea, da? Așa. Și îl șantajezi după pe el. Corect până aici. Pe termen lung. Pe termen lung, bineînțeles. Nu înseamnă că ai să iei niște bani destul de frumoși pe termen lung. Ok, dar tu îmi faci calculul la bani? Da. Îți am zis ce-ți dau ție. Păi nu, facem și mici bani. Ce facem, mă? Ciprian? De unde cunoști? Nu e Miruna. Românește. E adevărat? Cipi? O cheie de 18. Hai, mă, pe bune. Soțului tău. Bă, tu de asta te ții, mă? Dacă îți faci treaba bine, uite, putem să negociem și da, îți iei un jumătate. Bun, și cum mă bag în seamă cu el? N-ai și tu un pic de imaginație, mă? Iei frumos mașina, te duci cu el la service, te îmbraci mai sexy, te bagi un pic în seamă cu el și se topește, uite-te un pic la tine ce ai. Hai, mă, Miruna, că nu-i greu. Hai, gata, facem așa. Bine, hai. Rămâne așa, da? Bă, până la urmă, ce tot căutați, mă, vinovați la mine? Mă căutați pe mine să mă găsiți vinovat? Tu ai ridicat, frate, tu te-ai băgat acolo. Bă, băiatule, eu ți-am ridicat și pe mâna poliției, bă, mă, pentru șantaj. Pentru ce să mă dai? Ciprian, nu erau suficienți banii pe care eu... Nu erau suficienți banii pe care eu ți-i băi, soră mea, tu pierzi... Cum să faci asta, Ciprian, tu, fratele meu, cum să-mi faci asta? Băi, să-mi distrugi viața, efectiv. Pierzi din vedere cel mai important. Te rog frumos, la bărbatul tău putea să-i bage pe gât indiferent cine, pe oricine, pentru că dacă te iubea, ținea la casă, la căsnicie, nu făcea asta. Exact, sau putea pur și simplu să-i placă de unde. Da, Ciprian, dar are minte. Asta, eu nu am cum să accept așa ceva. Da, băi, din partea tuturor. Băi, stai, mă, iubire. Din cauza ta. Băi, iubire, te rog. Ce stai, mă rogi? Dora, te ce rog mă rogi? Băi,
nu pot să-și cer să mă înțelegi, că nici eu nu cred că aș putea să înțeleg. Dar nu am cum să te înțeleg, bebe, okay, nu dar, acum. Dar lasă-mă măcar să-ți explic. Și dacă poți să înțelegi după tot ceea ce am să-ți spun, să-aș fi foarte recunoscător. Și dacă n-ai putea să o faci, nu te-aș putea condamna. Ok, hai, explică. Ce poți să explici? Băi, sincer, nici nu știu de ce am făcut-o, pentru că nici măcar n-am fost fericit cu femeia asta. Nici măcar n-am putut să mă implic mai mult. Dar asta nu contează, bebe, ai M-am văzut decât de două ori cu ea și a treia oară ne-a prins fractul, adică nici măcar nu a evoluat ceva acolo. Nu, pentru mine nu contează că a evoluat, că n-a evoluat, contează că ai fost bebe. De ce trebuie să trecem prin asta? Din familia noastră aia frumoasă, de ce să se ajungă aici? De fraier, de ce crezi? De fraier, pentru că sincer nu te-aș da nici pe mine am de femei. Am renunțat la tot, la carieră, la absolut tot. Pentru familia aia mult visată. Cum? Eu nu văd explicație, nu văd, nu. Pentru, nu pot să concep pur și simplu. Dora, doar cer să înțelegi faptul că a fost o greșeală. Eu pe tine te iubesc și cu tine îmi doresc să am o familie în continuare. Tu ești femeia vieții mele. Cum și crezi? Faptul că am greșit, da, ok, am greșit și e o greșeală probabil de neiertat. Dar aș vrea să vezi dincolo de toate faptele astea. Apropo, doamnă, să-l dați pe fiul dumneavoastră la contabilitate, da? La AS, nu, nici de cum la medicină. Își ratează cariera. Omul ăsta e făcut pentru afaceri, nu pentru alte chestii. Domnul Ernest, vă rog frumos, nu fiți persiflant. Copilul ăsta învață, de 5 ani se tot chinuia. A preferat la un moment dat să nu dea examene. O să aflați dumneavoastră la un moment dat pe propria piele, încotro s-au dus banii și cam ce-i poate pielea lui Ciprian. Nu despre asta ar fi vorba aici. Dora, te rog eu din suflet, înțelege-mă și crede-mă când îți spun că cu tine îmi doresc să fac un copil 2-5. Tu ești femeia visurilor mele. Și dacă nu mi-am permis luxul de a face timp de chestia asta cu tine, bebe, îți promit că de acum, nu știu, totul se va schimba. Eu nu știu cum să gestionez. Dacă acum zic, ok, hai, uite, ne împăcăm, da? Și la... Dar sunt convinsă că la... prima cearta noastră sau prima discuție, clar o să-mi vină asta în minte și eu voi fi acolo și te voi înțelege și îmi voi asuma chestia asta, pentru că la un moment dat chestiile astea vor trece și îmi voi asuma absolut orice reacție de-a ta. Vor trece, dar pentru până că... vor trece... Până vor trece, eu voi fi acolo și îmi voi asuma greșeala pe care am făcut-o vis-a-vis de tine, pentru că te iubesc și vreau să fii mama copiilor. Și eu te iubesc și... Dar până la urmă erai ferm convins că bebe va face asta? Da, eram ferm convins de lucrul ăsta. Toate dovezile astea pe care le-ai adunat tu nu te-ai gândit o clipă, că ar fi trebuit măcar mie să-mi spui: mamă, uite ce am văzut, altfel gestionam, de nu puneam șaua pe el, de nu-l jucam. Era, știi cum, era mielușel în căsnicie. Era omul de care aveam nevoie și sora ta, și tu, și eu, dar nu te-a dus cap. Și pe mine să înțeleg, dacă tot nu-l aveți pe băiatul ăsta la suflet, dar dacă tot nu vă place de el, de ce să-l fi șantajat dumneavoastră ca să fie el mielușel în căsnicie asta? Și până la urmă, de ce nu-l aveți la suflet? Ok, hai să încheiem povestea asta și de azi înainte, crede-mă, nimeni nu o să mai intervină între noi și nu o să mai las pe nimeni să se bage între noi. Domnule, nu neapărat că nu l-am la suflet, dar nu este omul potrivit pentru fiica mea. Eu nu m-am chinuit ca să-mi dau fata la facultate, ca să învețe să aibă un viitor, ca să fie practic menajer în propria ei casă, e legată de clanța ușii. Uite, poftim, ăsta pleacă de nebun, el ce că e la servici. Uite ce se întâmplă, de fapt. Trebuie să ceară ea pe fiecare bănuț să dea socoteală, să stea cu mâna întinsă pe ea dacă era căsătorită cu un om de valoare. Poate ei ar fi mai bine să vă focusați un pic mai mult atenția asupra fiului dumneavoastră și să o lăsați pe fiica dumneavoastră să ia niște decizii, să ia niște decizii pentru căsnicia ei. Pentru că până la urmă drumul pe care a luat-o Ciprian nu este chiar unul tocmai ok, da? O să vă convingeți dumneavoastră. Mamă, de azi înainte, să ne înțelegem de acum. Așa, de azi înainte, nici tu, nici Ciprian nu mai interveniți sub nicio formă între mine și bebe. Să fie clar! Sora mea, te mai uiți în gura lui ăsta? Nu, frate, să se uite la ta, mă. Am avut atâtea discuții cu el că te-am ajutat cu banii, da? El muncește de dimineață până seara să strângă bani. Și eu ce am făcut? Am luat toți banii să-i am dat ție. Tu la
rândul tău ce ai făcut pentru sora ta? Deci care va să zică să înțeleg că voi doi v-ați împăcat. Tu n-ai învățat nimic din ceea ce s-a întâmplat acum. E vorba, dacă n-ai auzit, numai de banii lui. El a muncit. Tu auzi? Da, mama, asta am spus. Da? Da, așa eu e. Am băgat o grămadă de bani ca tu să fii o forță, să ai proprii tăi bani, libertatea ta, un om de valoarea ta. Dacă ar fi fost alături de tine, ai fi făcut casa asta de 5 ori, ai fi avut un nume, ai fi avut o prestanță. Una peste alta, eu te întreb la momentul ăsta, ai impresia că acest om îți va fi ție fidel? Tot ce a făcut este să te despartă de fratele tău, să te despartă de familia ta de sânge și mâine poimine, legată de clanța ușii, cu mopul cu mătura în mână, frecând pe aici, ștergând praful, vei ajunge nimeni cu școală, da? Și îți va mai trânti și un plod în brațe, că văd că vă gândiți așa, cum că ar fi tare drăguț ca să fiți părinți. Asta vei păți și tu ca părinte mâine poimine, da? Când te va judeca copilul tău, când va greși și îi vei spune, la fel te va judeca și te va da la o parte ca pe o măseasă. Mamă, vei ajunge pe drumuri, fără un ban în buzunar, ai stat o viață, un mecanic. Nu ai buton, da? De stop, cană mare. Și să înțelegi un lucru. Tu ai cumva impresia că această Mirună a fost singura sau va fi singura în viitor? Chiar a fost singura. În viața lui? Nu. Ăsta s-ar putea să fie începutul. Și apropo, cu ce te-a întors? Ce ți-a promis? Draga mea, dacă tu vrei să trăiești o viață de minciuni, să rămâi în așteptare, sperând că îți va veni bărbatul și va intra în pat, mângâindu-te, dorindu-te, după ce ai aflat că a făcut acum, ce să spun, te pun pe mama, adu-ți aminte și îți doresc o viață frumoasă. Da? Mai des amăgit. Hai să mergem, Ciprian. Fugi, bubico, fugi. Așa, așa. Dora, te rog eu, uite-te în ochii mei. Nu poți să te lași influențată de maica ta, care știi foarte bine că niciodată nu m-a avut la suflet și întotdeauna a fost împotriva mea. Aș fi recunoscut e... până la urmă. Dube, lasă-mă. Pentru mine e prea mult ce s-a întâmplat. Avem nevoie de timp. Am nevoie de un timp. Hai să rezolvăm cumva chestia asta, că nu vreau să te pierd. O să vedem ce o să fie. Dezacordul dintre generații este o problemă mult dezbătută. În orice familie, părinții își doresc tot ce este mai bun pentru copiii lor, dar din punctul lor de vedere, uitând că normele, educația și condițiile în care au crescut diferă de cele ale odraslelor. De aceea, conflictul dintre copii și părinți se accentuează, mai ales la maturitatea tinerilor, care sunt puși în fața alegerilor de viață, cum ar fi cariera și căsătoria. Părinții sunt cei mai buni consilieri, doar atunci când ni se cere părerea. Dar decizia rămâne a copiilor și trebuie respectată în numele armoniei. În cazurile în care adulții știu ce este mai bine de făcut, tinerii eșuează. Și doar timpul, marele vindecător, mai poate interveni ca să regleze lucrurile. Surpriză! Bă, surpriză! Nu mai poți să faci nimic cu bărbații în ziua de azi. Dacă ți-o zic pe ultima, te șochezi. Poți să faci cum ți-am zis eu cu jucăriile. Iubitul meu, iubirea mea! Nu o băga în seamă, da? Te rog eu frumos. Na, arată bine femeia, dar faza e nevasta colegului nostru. Tu nu vezi că mi-ai creat probleme? Tu mi-ai creat probleme mie! Uite-te ce hale a adus-o pe maică ta! Mă bagi în uite-te ce hale a adus-o pe maică ta, da? Dar știi cum se zice că femeile la 40 de ani sunt mai înfierbântate decât cele la 20? Las-o pe soția mea, știi? Băi, Irina, omul ăsta n-are nevoie de așa ceva, da? Hai, te rog eu frumos, dar hai eu să... Dar eu am nevoie de așa ceva? La mine te-ai gândit, te gândești vreodată și la mine? De ce am eu nevoie? Știam că e blondă, știam că e bună, știam că e tot părul ăla blond. Ia să nu mai... îi nenorocesc. Hai, măi, mamă, mă, despre ce este vorba? Că ne-am grăbit să venim. Distracția s-a terminat în cel mai urât mod.